Contrastele puternice, dar extrem de echilibrate, ne dezvăluie un artist format, sigur pe creația sa. S-a născut în București pe 13 decembrie 1884, într-o familie de origine evrească. Școala a început-o la Belle Arte, tot în capitală, dar a continuat-o la München și la Paris până în 1908. Anii săi de formare ca artist s-au completat cu cei 2 ani petrecuți la Giverny, alături de Claude Monet, marele artist lângă care și-a definitivat stilul. Anii următori l-au purtat în lungi călătorii în Algeria, Tunisia, Japonia, iar mai apoi Oceania și America de Sud, locuri în care a pictat mult și a surprins atmosfera oamenilor și a locului. A rămas în Venezuela timp de 2 ani, unde a creat o legătură specială cu artiștii de acolo, pe care i-a influențat puternic cu stilul său post-impresionist și pointilist. Cu un nume care nu îi trădează originile românești, Samuel Mützner intră în rândul celor mai de seamă artiști români ai secolului trecut. În anii de tinerețe a călătorit mult și mai departe decât oricare dintre colegii săi artiști, iar opera sa este de o impresionantă diversitate tematică, precum și de o abordare stilistică extrem de occidentală. Canala Pontavent, lucrare din 1912, ne arată un Samuel Mützner sub influența marilor artiști de la Paris, preocupat de modul în care lumina se joacă pe suprafața apei și printre frunzele copacilor. Mützner experimentează cromatic și ajunge la o formulă unică în arta românească. Pictura s-a vândut la București în 2019 cu 32.500 de euro. Adjudecată pentru 160.000 de euro, opera Curtezane din Shima Bara a participat în 1916 la expozițiile personale din București și New York la Ralston Galleries, New York, de pe Fifth Avenue. Opera descrie universul intim și atât de atractiv al curtezanelor, Taiu este denumirea oferită celor mai importante curtezane, precursoare ale celebrelor oiran, acele femei de o grație unică, frumoase și fermecătoare. Teiu San, a lui Mützner, este însoțită de alaiul clasic, tinerele copile, dreptucenice, de o geiko, geișă tipică din Kyoto, dar și de un personaj masculin, cel mai probabil, responsabil să o ajute să pășească, din pricina încălțămintei absurde înalte. Cireșul înflorit, realizat într-o manieră pastelată, dar senzual pictat, sau iazul cu pești roșii, devin interesul cromatic principal și, totodată, ocazia unor studii de lumină excepționale. Întoarcerea în România în 1919 a marcat începutul unei perioade liniștite și prolifice în viața și cariera lui Mützner. S-a căsătorit cu o pictoriță, Rodica Maniu, iar cei doi artiști s-au influențat reciproc până la sfârșitul vieții. Au pictat împreună foarte des, retrași la sat în Șopârlița, unde avea o casă. Mützner a abordat tema vieții la sat, a țăranilor români, însă a pus-o într-o lumină a culorilor și a tehnicilor post-impresioniste, oferind peisajului autohton viziunea proprie. Originile sale evreiești i-au pus în dificultate viața și cariera, începând cu anii 1930. Mișcările de extremă dreaptă, cu o puternică latură antisemită, care au luat amploare în perioada respectivă, au încercat să scoată din scena artelor românești pe pictorii și scriitorii evrei, iar până la finalul anilor 30 au și reușit în cea mai mare parte. Mulți dintre artiștii evrei au plecat în Franța, însă Mützner a rămas în București. După instaurarea regimului comunist, situația lui a rămas la fel de instabilă, iar opera sa nu s-a mai tranzacționat pe piața de artă. După anul 1989, opera lui Mützner a cunoscut din nou succesul. Astăzi este recunoscut pentru aportul pe care l-a adus artei românești, prin talentul extraordinar de colorist și prin puterea de asimilare a tuturor tehnicilor de pictură occidentale în vogă.